În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Am citit din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, primele patru versete. Stăteam și mă întrebam zilele trecute: Care ar trebui să fie atitudinea mea față de un eveniment încheiat, față de un eveniment ce a avut loc în trecut? Poate că întrebarea mai concretă ar fi: Cu ce mă ajută pe mine? Rusaliile lor. Evenimentul rusaliilor a avut loc în urmă cu aproape 2000 de ani și a fost un eveniment special pentru creștinii de atunci. Ce se întâmplă cu mine mă avantajează, ce rol au avut rusaliile în viața mea, ce rol au avut rusaliile în viața lor. Gândul acesta a perseverat, mă gândeam cum mă raportez eu la alte evenimente din trecut. Cum ar trebui să mă raportez la unele invenții care au avut loc în trecut? cum m-a ajutat pe mine, cum m-a afectat pe mine un eveniment din istorie, o invenție din istorie. Sigur că dacă mă gândesc la beneficiile care le am în urma acelui eveniment, îmi aduc aminte cu multă bucurie de el, îl păstrez în memoria mea. Pentru ca să înțelegem puțin care este rolul rusaliilor a coborârii Duhului Sfânt vis-a-vis -vis de viața noastră, dacă suntem avantajați sau nu, vă propun să ne gândim nu la un eveniment trecut, ci la unul viitor. Hai să ne gândim la momentul frumos în care vom pleca în cer, vom fi luați la cer. Cerul, așa cum știm din Scriptură, este un loc real, un loc frumos, un loc unde putem să ajungem și noi datorită Domnului Isus Hristos. Numai că, dacă suntem atenți și ne uităm în Scripturi, ne dăm seama că cerul nu poate fi despărțit de cartea aceasta. Noi n-am ști despre cer, noi n-am ști cât de frumos este El, noi nu am ști drumul înspre acolo, n-am ști cine are acces, ce ne așteaptă acolo, dacă nu am avea Sfintele Scripturi. Cartea aceasta vorbește atât de mult și atât de frumos despre cer. Numai că ascultați-mă bine, cerul nu poate fi separat de Sfintele Scripturi. Acum, noi cunoaștem despre cer și mulțumim lui Dumnezeu pentru el și ne pregătim pentru cer pentru că avem Cartea aceasta, Sfânta Scriptură. Numai că, în alte ordine de idei, scripturile nu pot fi despărțite de Sfinții Apostoli. Noi avem Vechiul Testament care n-are nicio legătură cu Sfinții Apostoli, cuvântul lui Dumnezeu care a fost dat evreilor în generațiile respective și care ne ajută și pe noi mult. În Vechiul Testament găsim foarte multe lucruri vis-a-vis -vis de o trăire plăcută lui Dumnezeu aici pe acest pământ. Dar când vorbim de viitor, când vorbim de veșnicie, toți recunoaștem importanța Noului Testament. Aici vedem viața Domnului Isus Hristos, modelul lui învățătura lui. Aici vedem cum se desfășoară viața bisericii, aici înțelegem care sunt valorile în care trebuie să le să investim, aici vedem care sunt păcatele pe care trebuie să le ocolim. Vine Noul Testament și ne aduce prin Evanghelie și prin epistole cu lux de amănunte felul în care trebuie să ne trăim viața aici pe pământ ca ea să continue în veșnicie. Dacă cerul nu poate fi separat de scripturi, scripturile nu pot fi separate de Sfinții Apostoli. Noi le avem pentru că Dumnezeu i-a folosit pe ei să le scrie și apoi să le transmită mai departe. Când ne gândim la Sfinții Apostoli, ne dăm seama că ei nu pot fi separați de evenimentul rusaliilor, de momentul pogoririi Duhului Sfânt. Acum, noi știm că ucenicii l-au cunoscut pe Domnul Isus Hristos înainte ca Duhul Sfânt să vină pe pământ. Știm că au trăit în prezența Domnului Isus Hristos. Știu că au învățat de la el, dar toți știm ce s-a întâmplat cu ucenicii în Săptămâna Mare, când Domnul Isus Hristos a fost prins, a fost legat, a fost persecutat și apoi când Domnul Isus Hristos a fost așezat în mormânt. Știți frica lor, tulburarea lor, lepădarea unora. Știți cum erau ei chiar în dimineața în care a înviat Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul vine, îi găsește acolo unde erau ei, lucrează la transformarea lor, le spune care este menirea lor să meargă în lume, să ducă Sfintele Scripturi, să ducă Sfânta Evanghelie, dar Mântuitorul spune, nu plecați, rămâneți în Ierusalim, până când se va pogorâ Duhul Sfânt, se va împlini promisiunea Tatălui, atunci veți primi puterea aceea dumnezeiască care vă va capacita să fiți martorii mei până la marginea pământului. Toți cei care citesc Sfânta Scriptură își dau seama cine au fost ucenicii înainte ca să coboare Duhul Sfânt peste ei și ce au devenit ucenicii din ziua Rusalilor. Așa că noi ne gândim la viitor, ne gândim la veșnicie, ea există, este frumoasă. Nu putem separa de Sfintele Scripturi. Sfintele Scripturi nu pot fi separate de ucenicii Domnului Isus Hristos, iar ucenicii Domnului Isus Hristos nu pot fi separați de evenimentul rusalilor. Ei au devenit ceea ce au fost și au făcut ceea ce găsim în Sfintele Scripturi pentru că Duhul Sfânt i-a umplut de putere, de înțelepciune, I-a ocrotit, i-a călăuzit, Duhul Sfânt a lucrat în ei și a lucrat prin ei. Acum adevărul este acesta. rusaliile, momentul acela în care ucenicii au experimentat acea transformare radicală, nu pot fi scoase din planul lui Dumnezeu. Exact cum vorbim despre... O, un moment al întrupării Fiului lui Dumnezeu, nașterea Domnului Isus Hristos. Exact cum vorbim de momentul botezului, în care Mântuitorul s-a dus să împlinească ce trebuia împlinit. Exact cum vorbim de o planificare un plan al lui Dumnezeu pentru suferințele fiului, un plan al lui Dumnezeu care prinde moartea fiului și învierea fiului. Pentru că Apostolul Pavel spune, v-am învățat cum am primit și eu, că Iisus Hristos a venit după Scripturi, a trăit după Scripturi, a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi. Exact cum toate acestea au fost prinse în planul lui Dumnezeu și rusaliile au fost prinse în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut din veșnicie că pentru a deveni acei oameni noi de care are nevoie, pe care trebuie să-i folosească și vrea să-i folosească, noi avem nevoie de momentul acela extraordinar în care Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste aleșul lui Dumnezeu și va rămâne cu ei până la finale. Domnul știa că avem nevoie de un mângâietor care va veni să fie cu noi, de unul care ne re aduce în minte învățătura lui Hristos și felul în care trebuie să umblăm. Dar rusaliile au fost prinse în planul lui Dumnezeu și dacă vreau să iau planul lui Dumnezeu în întregime, nu pot să scot rusaliile afară. Și dacă mulțumesc lui Dumnezeu pentru momentul nașterii, pentru momentul suferinței, pentru momentul morții și a învierii, sigur că trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu pentru rusalii care, cum spuneam, fac parte din același plan. Aș vrea să rețin să următorul lucru. Planul lui Dumnezeu N-a fost, nu este și nu va fi flexibil. Cum în niciunul din evenimentele din viața Domnului Isus Hristos nu putem vorbi de flexibilitate, nici când este vorba de coborârea Duhului Sfânt nu putem vorbi de flexibilitate și nici când vorbim de planul lui Dumnezeu de la Rusali încoace nu putem vorbi de flexibilitate. Așa că, ce ar trebui să înțelegem noi? Ce ar trebui să aducem noi ca aplicație în viața noastră. Dumnezeu din veșnicie, după buna lui plăcere, a hotărât un plan de salvare a omenirii. În planul acesta Dumnezeu a prins fiecare etapă în parte. Și la vremea potrivită, fiecare etapă s-a împlinit exact cum a hotărât-o Dumnezeu. Sunt evenimentele ce țin de viața Domnului Isus Hristos și apoi vine evenimentul rusariilor când însuși Iisus Hristos, care a ajuns acasă la Tatăl, îl trimite pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi, ca să convingă lumea de păcat, de neprihănire, de ce este nevoie și ca să ne controleze pe noi cei mântuiți. Deci, pe de-o parte, am putea să spunem așa de simplu, rusaliile, coborârea Duhului Sfânt, sunt un eveniment trecut, a fost bine pentru ei, au fost rusaliile lor, sărbătoarea lor, ce mă interesează pe mine o sărbătoare care a avut loc în Ierusalim în urmă cu 2000 de ani. Știi cum ar veni asta? Ca și cum mai spune, și ce mă interesează pe mine că Isus Hristos a murit pe cruce cu 2000 de ani în urmă? Ce mă interesează pe mine că Isus Hristos s-a înălțat la cer cu 2000 de ani în urmă? Da? Evenimentul a fost în primul rând a celor de atunci dar nu doar pentru ei. Așa cum Isus Hristos n-a suferit doar pentru cei din generația respectivă, ci a suferit pentru întreaga omenire. Așa cum Fiul lui Dumnezeu n-a înviat doar pentru martorii de atunci, ci a înviat pentru întreaga omenire. Tot așa și Duhul Sfânt nu a venit doar pentru cei de atunci. Și lucrarea Lui nu s-a limitat la cei de atunci. Lucrarea Lui a început într-un mod special atunci și continuă în omenire, și continuă în viața Bisericii de 2000 de ani, și lucrarea Duhului Sfânt va continua până la a doua venire a Domnului Isus Hristos. Da? Evenimentul a avut loc atunci și s-au bucurat cei de atunci. Dar, prin acel eveniment, efectele se văd până în ziua de astăzi. Așa că, pe de o parte, îi mulțumim lui Dumnezeu că. A fost un eveniment în istorie, o zi, o oră, când Duhul Sfânt a venit la noi să rămână pură noi. Pe de altă parte, ne amintim cu bucurie că Duhul Sfânt, cum a venit pentru ei, așa a venit și pentru noi. Mântuitorul le spunea: Rămâneți încetate vine Duhul Sfânt peste voi, El vă va da putere să fiți martori în lume, să purtați Evanghelia până la marginile pământului. Noi nu avem parte de evenimentul respectiv, dar avem în noi același Duh. Aceasta înseamnă că avem aceeași misiune, misiunea de a transmite celor din jur. Vestea bună că în Iisus Hristos ne putem împăca cu Dumnezeu. Este sărbătoare. O sărbătoare care, pe de-o parte, ne duce o gândul în trecut și ne face să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat atunci. O sărbătoare care ne face să ne gândim în istorie la ce s-a întâmplat de la Rosalie până astăzi. Și o sărbătoare care ne dă dreptul să privim cu speranță în viitor. Avându-L pe Duhul Sfânt în noi, știind că Duhul Sfânt este același, Că El ne poate călăuzi, că El ne poate controla, că El ne poate da puterea necesară să facem lucrarea lui Dumnezeu, privim spre viitor cu bucurie. Îi mulțumim lui Dumnezeu că este noi, că ne folosește pentru binecuvântarea altora și că vrea să ne pregătească pe toți pentru ziua aceea glorioasă când vom experimenta altceva. Nu ne vom mai gândi atât de mult la trecut și la Pământ cine vom bucura de prezența în slavă unde împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ne vom bucura întreaga veșnicie. Suntem în sărbătoare, dar să nu uităm, nu este doar sărbătoarea trecutului, este și bucuria prezentului și este și speranța viitorului. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-l slujim cu multă bucurie.